Bună dimineața, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește o umplute cu avocado. O să fac ceva repede și foarte gustos, să mâncăm acum dimineață. Am fiert, aici am pregătit deja, am fiert, normal 5 ouă am fiert, dar una s-o spart. Am 4 ouă, am 2 avocado, am o jumătate de lămâie, am un fir de ceapă verde, mărar și 2 frunze de busuioc, sare, piper. Bineînțeles, trebuie să curățăm ouăle și să tăiem în două. Deci, ați văzut, eu le-am fiert înainte, s-o și răcit. Și acum numai să o prepar, am ales varianta asta că e rapidă și se poate face multe feluri și asta, dar asta e mai simplă și mere foarte, foarte repede. Și imediat e gata. Bună dimineața, vă spun și eu, să aveți o zi bună. Deci când vine Miri, noi avem mâncarea gata. Oh, se rupe. Că am ținut-o în apă s-o răci, da. O curăț greu. Deci, nu. Aia s-a curățat foarte fain și asta nu vrea să se curăță. Dacă vedeți, uitați că se rupe. Da, o curățăm noi cumva, dăm de capăt. Nicio problemă. Acum să mai rupe. Dar nu-i nimica. Uitați. Nu știu. Mai am una. O să pun coaja acolo, imediat. De ce se curăță așa de greu, oare? Poate trebuia... Ce? Am fiert-o și am ținut-o în apă rece, ca să fie rece, să nu fie cald. Și s-a răcit complet, deci nu-i caldă. Aici a scos jiredou. Da, acolo o să aici pun în aia. Aici o să vină galbenușurile. Da, am pregătit aici bolurile pe masă, tot am pus să nu... Da, imediat. S-o luat acum, la aia una s-o rupt. Okay. Da. Și acum, haide să vă arăt. Uitați așa, o tăiem în două și aici, în bol, scot să nu se rupe albușul. Și pun albușul aici. O scot frumos, o scot cu mâna ca să nu se rupe de aia. Aruncăm. Și gălbenușul punem în bolul ăla. Așa, în două. Că exact ca la ouă umplute le facem. Numai că vine umplut cu cremă de avocado. Și vin gălbenușurile. Și dincolo albușurile. Da. De mult n-am mai făcut ouă și m-am gândit să fac ceva. Ați văzut că o rămas așa pe cuțit. Da. S-au terminat ouăle. Da. Mai am asta, dar asta nu știu. Uitați, așa s-o fiert. No, ce să fac cu asta? S-o fac, Mihai? Nu știu. Ăla, cum vrei. Fă-l, nu. Mâncăm dar așa. Nu știu cum s-a întâmplat de așa. Să mai întâmplă și la MasterChef. Să nu le fac asta. Lasă-l acolo deoparte, vezi, dacă mai ai umplutură, le faci, dacă nu le mâncăm așa. Da, le pun asta separat. Așa. Sunt galbenușurile care vin
Gata. Și acum, deci am pus gălbenușurile aici. O să curăț și kiwi. Avocado. Eu am spălat-o. Nici foarte moale, nici foarte tare noi. Uitați. Era bine să fie mai moale, așa e? Da. Și... Eu am pregătit aici o linguriță. Ce are asta? Vedeți? Acum am tăiat-o în două în fața voastră. Ei, na, nu merită banii, să știți. Că, uitați, stricată. Are ceva negru. Nu știu. Și acum scot mezul și, bineînțeles, unde a fost negru am luat, ați văzut. Și scot mezul și pun în peste gălbenuș. Și asta aruncăm. Să tai eu numai jos asta, că nu-mi place ce e aici. Deci, nu, știți că eu am insistat la soțul să luăm, că n-am mai mâncat de mult avocado. Așa, ați văzut ce repede? Dacă un pic se mișcă, iese singur. Nu ce coajă, adică ce sămânță mare are, tot așa, scoatem. Asta e miezul. Și cum a vorbit? Nu, că pun și asta. E prea mult. Nu. Și dacă rămâne pastă, o mâncăm mai târziu, o pun în frigider și ăsta. Acum, dacă am, nu mai o las. Că aia ai văzut, că am aruncat. Asta nu e. Asta e mai faină. Hai să... Deci azi resturile, vedeți? Da, alea, eu pun acolo mizeria. Cojile de ouă. Da. Alea, nu știu, le-s bune, dar grădin, nu știu. Uitați, se... acum scoatem și mijlocul. Asta e un pic mai... Nu știu cum o să zdrobesc, că ăsta e mai tare. Dacă le face cu ăla, cu... Cu blenderul? Mm-hmm. Cu furculița? Păi să văd, dacă nu pot să fac cu furculița, o să fac cu blenderul. N-am pregătit, că n-am știut, că am simțit-o moale la mână, să știți. Trebuie un pic mișcată, că altfel nu este... Sămânța. Sâmburele. Uitați ce mare. Ce mare. Și acum deja Miriam și eu vinit și eu n-am trebuit. Bună dimineața, să zice, nu ceau. Mi-a spus miau. Miau ca pisica. Miau. Pisicuță, pis, pis, pis. Te-am visat? Așa am vis despre aia de pe până și ne-am gândit de te uitați. Dar nu știu ce vrei așa de greu. Da. Asta. Avocado, gata, și avocado. Avocado. Și acum încerci cu furculița, dacă nu se poate, luăm blenderul automatizat. Da. Am șters tocătorul, bineînțeles, și acum o să pun ceapa, o să tai ce am de tocat aici și nu pot să o fac cu furculița, o să bag blenderul în ea și o să fac cu blenderul. Le tai așa numai și uitați, o pun peste. Să las niște pentru ornat și asta băgăm de taie așa mare, băgăm și usturoiul una, că nu vreau să fie iute usturoiul. Ăsta las pentru ornat, da. Și ăsta o băgăm în ea. Dar nu tot.
Să-l las. Așa. La Mirea nu-i prea place. Da. Și acum aici am jumătate de lămâie, să vede, nu? Mai am la coaja și acum storc jumătate de lămâie peste zama de la jumătate de lămâie. Așa. Punem un pic de sare. Nu mult. Dacă o să mai trebuiască, o să punem. Uitați așa, jumătate de linguriță. Și piper. O să pun. Tot un picuț, nu foarte mult. Uitați așa. Cum? Vine domnul blender. Da. Deci, și după cum eu nu v-am arătat cum am blenduit, că n-am blenduit la masă, am blenduit la blat și așa arată. Uitați ce cremă fină. Am dat-o cu ăla pe linea, că n-am putut cu furculița. Și atunci ați văzut. Deci am pus gălbenușul, vă mai repet o dată, ca să știți exact ce am băgat în ea, că poate v-am derutat că n-am făcut la masă și n-ați văzut bine. Deci am fiert 5 ouă. Am avut 2 avocado și am avut o ceapă verde, un cățel de usturoi am pus numai, eu am curățat 2, dar am pus una singură. Am pus sare, piper, jumătate de lămâie și... Puțin mărar, nu? Da, mărar am băgat, da, n-am știut ce am mai pus. Și bineînțeles, am blenduit foarte bine, am făcut o pastă și acum le umplem, exact ca ouăle umplute. Uitați așa, o cremă foarte fină, după cum se vede, o punem așa peste. Așa, punem prima dată, așa și mai punem un pic peste. Să vedem cât cremă îmi rămâne și atunci le fac și pe aia ce s-o rup. Că una s-o rup, știți că s-o rup. Ei, o să rămână prea multă. Da, pe noi, bai, că o punem în frigider și mai mâncăm. Nu mere foarte mult, 2 lingurițe mici, mici. Deci asta e linguriță din aia micuță ce folosesc eu la... condimente, e de cafea, dar eu folosesc la condimente, că la cafea am alta. Și uitați așa, le umplu, da, cum zice Mihai, mere puțin și o să-mi rămână suficientă cremă, da, nicio problemă. Deci, că... la 5 ouă, liniștit un avocado, dacă băgați. Da, era de ajuns că am pus una. N-am ascultat-o pe Mihai, ca de obicei. Eu pun 2 lingurițe mică peste. Așa, mai am asta. Da, punem Mihai pe pită, așa, știi? Și cu roșii se poate mânca. Am aici pâine prăjită, deja acum avem roșii. Să umplu și asta? Nu, nu știu. Eu zic să nu le mânc. Le mâncă Mirea așa. Sau eu. Da, avem suficient. Așa. Și acum vreau să... frunze de... busuioc. Busuioace, busuioace. Este o melodie faină cu busuioc, doamne, nu-mi vine minte. Nici nu prea știu eu, asta e adevărul. Nu știu dacă nu... Maria Lătărețu, de cine o cânta, măi busuioace, mai țin minte.
Punem și hărpăngică și busuioc. Mâncăm la verdeață. Da, o să-mi spuneți că... Să nu ne fie greață. Da. O să-mi spuneți că folosesc prea mult, da, dar voi știți că eu... Acum, dacă le-am tăiat, le pun tot. Da, să acoperi, nu mai se vede ce am. Dar urmă, nu se vede. Deața. Așa, am pus verdeața. Și acum o să toc și asta. O să pun în cremă. Pune în cremă. O mâncăm noi. O pâine sau cu ceva. O pâine prăjită mâine. Sau mai târziu. Și tai și roșia. Am spălat-o. Deci asta o lăsăm așa, neocamdată. Și acum o tai să fac o salată de roșie. Și am niște felii de roșii lângă. Scot și le feliem. Aici eu pregătesc, vreau să-i fac șorți la Maria. Îi place să fac un șorț faină la fata mea. Asta le arunc. De tai mai mari să pun una aici, una așa pentru șurț. Nu. Nu m-am într-un sfert. Vreau să pun una aici și una aici. Dacă mai e mai mare. Arunca. Așa. Deci eu asta am pregătit aici pentru... Mi-a trebuit o roșie aici la șorțul ăsta de... Ce ziceți? Mă arată bine? Mi la Maria mea. Și ăla pui în frigider, nu știu ce mai faci. Da, vreau să arăt că se poate pune așa. Da, e normal. Aia, de-aia m-am amestecat și am vrut să arăt că... No, bine, nu trebuie să arăt că ei știu da, că da. Puteți... Dacă vă rămâne, deci puneți așa pe pită, uitați așa, și atunci ați văzut, o am tăiat... prăjită, da. Sau neprăjită. Două felii de roșii și, bineînțeles, să așa, să o să pun și la Mihai. Deci așa o să mâncăm dimineața asta, deci ouă umplută cu cremă de avocado, cu pită prăjită și cu salată de roșii. Și bem un pic de cafea, vedeți dacă eu am aici deja cafea. Mihai, eu am băut o cafeaua deja și Mihai numai n-am mâncat, că n-am zis că să fac asta pe când se trezește Miriam. Și deci asta este micul dejun ce o să mâncăm noi acum dimineața. Bineînțeles, deci așa arată, încercați și voi, eu zic că e foarte bună, sănătos, ați văzut că n-am pus niciun gram de grăsime, nimic, deci numai avocado și ouă, deci și roșii, asta e tot, sănătos, eu zic că și bun, încercați și voi, că ați văzut că se face în câteva minute, cu puține ingrediente. Și eu vă doresc poftă bună, dragii mei. Veniți cu noi la masă. Și vă iubesc. Vă rog să mă urmăriți în continuare. La revedere! La revedere!